Superliga vă este oferită de Superbet. 1-0. Și vă spuneam pe Oțelul cu 1-0, prima acțiune bună cu pătrundere, salvată de Justin Popescu la șutul expediat de Mateus, brazilian. Iar și o șansă, cred că este offside la Carnat. Faza va continua. Rădescu blochează Boli și se... Nu sunt convins. Sigur că dacă s-ar fi înscris, ar fi venit VAR-ul să verifice. Așa rămânem la opinia lui Ferenc Tuňoghi. Deposedat însă până la urmă. Intervenție slăbuță a lui Dican, este mai rapid Krasniqi, un număr la umăr. Atenție, are galben Dican, îl faultează aici pe Krasniqi. Vedem dacă nu cumva primește iarăși cartonaș galben și este eliminat. Cred că asta este motivul pentru care Boli se agită. Și Teja așteaptă verdictul. E galben, are galbenul în mână. Dican este eliminat. Nu e o mare problemă pentru meciul următor, pentru că ar fi fost oricum suspendat pentru cumul de cartonașe. Dar rămân în 10 cei de la Botoșani. Probabil că se schimbă sistemul, trece la apărare în 4, așa cred. Sau ar mai putea să introducă pe Șeroni. Șansă bună, balon trimis în fața porții. Garuti cere penalti, scar la atache. Și paradă a lui Eduard Pap. Vrea să-i demonstreze arbitrului lui Găman că a fost lovit. Și cred că e penalti. Sila, nu doar să vă dacă îl lovește, dacă îl lovește e penalti. Și acum dă pe lângă. Lorile nu sunt concludente. În orice caz, ratează mingea. Fentă cam anapoda, dar până la urmă reușită Krasniqi. În careu, centrează Junior Cabananga. A avut șansa. N-a ajuns la minge așa cum și-ar fi dorit. Foarte bună însă acțiunea lui Krasniqi. N-a ajuns la minge pentru că a sărit un pic în contratimp. N-a ajuns în punctul maxim al detentei la momentul potrivit.